De dimineață, în centrul orașului, zeci de polițiști se aflau în stradă pentru a asigura fluidizarea traficului și implicit pentru a asigura protecția ministrului afacerilor interne. Petre Tobă a făcut astăzi o vizită discretă la Giurgiu de parte de ochii presei, în cadrul căreia s-a întâlnit cu reprezentanții tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne din Giurgiu. Întâlnirea a avut loc la sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu. A fost o primă întâlnire cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Am avut o consultare, ținând cont că la ora 12 urmează să am o întâlnire cu viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne din Bulgaria. Tema principală a întâlnirii va fi măsurile pe care România și Bulgaria trebuie să le luăm în vederea combaterii migrației ilegale, precum și pentru îmbunătățirea cooperării între structurile noastre. Din Giurgiu, ministrul Petre Tobă a plecat în Bulgaria, unde a avut o întâlnire cu ministrul afacerilor interne al Bulgariei. Tema întâlnirii cu ministrul afacerilor de interne din Bulgaria a fost aplicarea măsurilor de către cele două state în vederea stopării migrațiilor ilegale.